Cea mai mare parte a secolului 20 a fost ocupată de războiul rece, în principal din cauza conflictului diplomatic tensionat și periculos dintre SUA și URSS. Aceste două superputeri globale au petrecut zeci de ani încercând să se depășească reciproc prin intermediul armatei, industriei și tehnologiei, acordând o atenție specială mai ales în primele etape cursei spațiale. Dar dacă cursa spațială nu s-ar fi terminat niciodată? Despre asta o să vorbim astăzi, dar pentru început nu uita să apeși butonul de like în cazul în care îți place ceea ce facem. Programul emblematic Apollo al celor de la NASA a fost întrerupt în anii 70 odată ce și-a atins obiectivul principal de a duce un astronaut pe lună. Totuși, această bucată de istorie ar fi decurs altfel dacă inginerul și proiectantul șef al sovieticilor, Sergei Korolev, nu ar fi murit în 1966. Korolev era considerat motorul din spatele primelor eforturi spațiale depuse de URSS, ghidând în timpul vieții sale diferite etape ale programelor spațiale sovietice, inclusiv lansarea cu succes a primului satelit, a primului animal pe orbita Pământului, a primului om pe orbită și pregătirea primei ieșiri în spațiu. Cu toate acestea, NASA a învins programul spațial sovietic al călătoriilor în spațiu atunci când Neil Armstrong și Buzz Aldrin au aterizat pe suprafața lunară în 1969. Însă, după 1972, atunci când programul Apollo s-a încheiat, cursa spațială oarecum s-a stins. Războiul rece a continuat, dar eforturile de a trimite oameni în spațiu au devenit din ce în ce mai mici. Este interesant că, deși ambele tabere au dezvoltat arme spațiale, perspectivele izbucnirilor unui război spațial au fost în cea mai mare parte destul de reduse mulțumite Tratatului Spațiului Cosmic semnat în 1967, care menționează că Luna și spațiul în general aparțin tuturor, precizând că nicio națiune nu poate revendica un teritoriu în afara atmosferei Pământului. În propriul nostru univers, nimeni nu a încercat încă să încalce această regulă, deci, la fel cum și cursa spațială a continuat în aceeași direcție, vom presupune că spațiul în sine rămâne teren neutru. Dar, în multe aspecte, lumea ar fi putut fi un loc foarte diferit. Dacă ambele puteri continuau să concureze una împotriva celeilalte pentru a atinge cât mai multe obiective spațiale și dacă interesul public rămânea la un nivel ridicat și nu se stingea totul după aselenizarea lui Apollo 11, următorul pas logic în trimiterea astronauților pe lună pentru câteva zile ar fi fost să-i trimită acolo pentru mult mai mult timp decât s-a întâmplat inițial. Oamenii visează și vorbesc despre coloniile pe lună de foarte mult timp, însă nu au existat fonduri disponibile care să permită realizarea acestor lucruri. Totuși, cu ajutorul entuziasmului și cu suficienți bani, competiția de a construi un oraș marțian sau pe lună ar oferi ambelor țări șansa să-și pună amprenta în spațiu și să stabilească tendințele coloniilor spațiale din viitor. Cu toate acestea au fost concepute planuri în acest sens și în trecut. De exemplu, sovieticii au vizat construirea unei baze pe lună numită Zvezda până în 1974, dar o serie de probleme și lipsa entuziasmului pentru acest proiect a condus la amânarea acestuia ca în cele din urmă să fie suspendat cu totul. În prezent, Roscosmos sau Agenția Federală Spațială Rusă plănuiește din nou să construiască o colonie pe lună, dar de această dată termenul este până în 2040, cu 70 de ani mai târziu dacă Zvezda ar fi fost construită. Dacă cursa spațială nu ar fi luat sfârșit, poate că până în prezent acest proiect ar fi fost terminat cu succes, devenind o lecție emblematică și integrală pentru explorările spațiale. În timp ce sovieticii aveau planuri de a construi orașe pe lună, un profesor de la Universitatea Princeton, Gerard O'Neill, muncea de asemenea în anii 70 la un proiect de construcție a orașelor satelit pe orbita Pământului. Aceste structuri întinse, cunoscute ca și cilindrul O'Neill, trebuiau să includă sisteme hidroponice pentru hidratarea plantelor și să folosească într-un mod revoluționar forța centrifugă pentru a obține gravitație artificială. Pe cât de nebunesc sună, foarte mulți oameni susțin că aceasta este cea mai bună metodă de a crea orașe orbitale în prezent. Dar din nou, și în cazul lui O'Neill, lipsa de interes și finanțare a dus în cele din urmă la amânarea proiectului, însă într-o lume în care cursa spațială nu ar fi încetat niciodată, poate că până acum aceste proiecte ar fi fost finalizate.
De fapt, poate că în prezent, oamenii care ar fi trăit în cilindrul O'Neill sau în colonia Zvezda ar fi servit drept model pentru coloniștii planetelor din viitor. O altă misiune ce trebuia finalizată până acum se numește Marte. Se pare că încă de la începutul secolului 21, scopul principal al agențiilor spațiale a fost să aterizăm pe suprafața lui Marte. Totuși, dacă cursa spațială din secolul 20 nu s-ar fi încheiat niciodată, obiectivele principale ale cercetătorilor ar fi fost concentrate de mai multe decenii asupra acestei planete. Să presupunem că dacă finanțarea proiectelor ar fi crescut de la an la an în ambele state, o bază pe Marte ar fi fost următorul obiectiv după ce astronauții și oamenii de știință ar fi dus la bun sfârșit stabilirea pe Lună. Sergei Korolev a fost primul și la acest capitol. Încă din anii 60, el a trasat proiectele de a trimite cosmonauți pe Marte și apoi pe Venus. Prin urmare, dacă cursa spațială nu s-ar fi oprit, cu datele și cunoștințele pe care le au acum oamenii de știință despre sistemul nostru solar, cine știe cât de multe planete am fi putut explora până în prezent. În realitate însă, cursa spațială originală nu a fost purtată din pura dorință de a explora spațiul, ci mai degrabă a oferit ambelor tabere care au participat la războiul rece șansa de a-și etala puterea militară de care dispun. Toate progresele tehnologice pe care le-am fi făcut dacă înrolarea spațială continua, ar fi putut avea un impact profund asupra vieții generale de pe Pământ. Aceeași tehnologie avansată care a permis agențiilor să lanseze oameni în afara atmosferei Pământului ar fi putut de asemenea să fie utilizată pentru a trimite focoase nucleare în orice punct de pe planeta noastră. Dacă cursa spațială ar fi continuat, atunci cursa înarmării nucleare ar fi continuat și ea. În timp ce în prezent nici Rusia și nici America nu sunt denuclearizate, numărul armelor nucleare de astăzi ar fi fost probabil mult, mult mai mare, iar posibilitatea izbucnirii unui război nuclear în 2020 ar fi fost la fel de intensă cum a fost și în anii 60. De fapt, în timp ce tratatul spațiului cosmic ajută la rezolvarea potențialelor probleme în spațiu, tot am fi văzut ambele tabere străduindu-se să se depășească reciproc într-o luptă rece, în loc să lucreze împreună pe suprafața lunară, în orbita joasă a Pământului sau chiar și pe Marte. Având în vedere că o cursă spațială prelungită ar fi putut crește tensiunile politice pe întreaga planetă, probabil că ar fi fost mult mai puține șanse de colaborare în proiectele spațiale din prezent, cum este exemplul Stației Spațiale Internaționale, unde lucrează astronauți de diverse naționalități. Totuși, chiar în toiul războiului rece, una dintre cele mai mari și faimoase inițiative de colaborare a fost Apollo-Soyuz Test Project în 1975. Aceste misiuni implicau astronauți din partea agențiilor spațiale sovietice, cât și cele americane. Inițial, unii oameni susțin că proiectul a marcat momentul în care cursa spațială s-a încheiat. Dar, într-o realitate paralelă, evenimentele ar fi decurs diferit și anume, cursa spațială ar fi continuat, dar cu un potențial real ca ambele țări să fi format o echipă. Dacă lucrurile decurgeau astfel, am fi văzut eforturi comune în explorarea spațiului, însă având la dispoziție un buget comun uriaș. Poate că un scenariu de cel mai bun să câștige ar fi avut loc unde coloniile de pe Lună, orașele satelit și habitatele marțiene ale ambelor tabere s-ar fi întrecut în realizări. Însă cum rămâne cu restul lumii? Cât de semnificative ar fi fost efectele asupra publicului larg dacă cursa spațială ar fi continuat? Ar fi putut dura decenii până să beneficiem cu toții de pe urma călătoriilor spațiale, dar am fi fost martori cum alte tehnologii din jurul nostru ar fi fost dezvoltate mult mai rapid. Unul dintre primele, dar totodată deosebit de puternic, a fost calculatorul de cercetare IBM Naval Ordnance, conceput pentru Marina Americană în anii 50. Totuși, în prezent știm cu siguranță că computerele nu sunt folosite doar în scopuri militare. Ele reprezintă în același timp și o parte vitală a societății noastre moderne. Într-un mod similar, deseori se menționează faptul că dispozitivele inteligente folosite de marea majoritate a oamenilor în prezent sunt mai avansate decât computerele folosite de NASA atunci când a aterizat pe Lună. Prin urmare, într-o lume în care cursa spațială a continuat la nesfârșit, toate dispozitivele ar fi fost inventate mai devreme. Telefoane, tablete, laptopuri, rețele de socializare, internetul, poate că deja ar fi fost dezvoltate tehnologii care să ne permită comunicarea nu numai cu oamenii din alte țări, ci și de pe alte planete.
zborurile comerciale ar fi efectuat de asemenea curse nu doar pe diferite continente, ci către alte lumi. Toată tehnologia pe care o considerăm în prezent de ultimă generație ar fi fost acum de modă veche. Tehnologic și științific vorbind, este o realitate alternativă care promite numai lucruri bune. Totuși, în ceea ce privește diplomația internațională și tensiunile din cursul unui război rece, nu se poate spune cu exactitate impactul pe care l-ar fi avut asupra lumii noastre. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!